Locuința unei familii din localitatea Joimuș a fost cuprinsă de flăcări. Fiind solicitați, pompierii deveni pentru stingerea incendiului violent izbucnit. La fața locului, echipajele operative au constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuință pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. De asemenea, flăcările au cuprins și o parte din acoperișul unei case aflate în imediata apropiere, existând totodată posibilitatea de extindere a flăcărilor la o șură și la adăpostul pentru animale. Intervenția promptă a pompierilor a făcut ca incendiul să fie localizat în scurt timp, fiind astfel protejate casa din proximitate, cele două anexe și animalele din gospodărie. În timpul intervenției, pompierii au extras din zona incendiată două butelii care prezentau pericol de explozie. Din fericire, nu au existat victime. Cauza probabilă de producere a incendiului urmează să fie stabilită, a declarat sergent major Roxana Mateuț, purtător de cuvânt Isu Hunedoara.